și minus, să zicem, 13 plus x egal cu 57. Ia să vedem. Cum faci? Sunt 3 de x? Da. Scriem 3x, 5 minus x nu putem despărți, 7 minus x nu putem despărți, 13 plus x nu putem despărți. Nu putem despărți și atunci? Și știm noi că trebuie să facem. Așa, după tehnica care da. Toți cei cu plus la început, cei cu minus la sfârșit. Adică 5 plus 7. 5 plus 7. Plus x. Plus x. Da. Minus. Minus. X. Așa. Minus x. Minus x. Minus. Minus. Hai să zic minus, minus 10. Nu, e clar. Minus 10. Minus 10. Așa. Minus 10. E egal cu 57. Așa, egal cu 57. Bun. Ce putem face acolo? 5 cu 7, 12. Așa, 12. Plus. Plus x. Plus x, da. Minus x. Nu, nu, păi facem ceva acolo. Păi înainte, așa, suntem datoria. Încă un x, încă un x, îi adunam noi înainte, nu? Da. Și ar fac minus 2x. Minus 2x. Minus 2x, da? Minus 2x. Minus 10. Minus 10, egal cu 57. Bun. Mă lasi de problemă, corectă. Vedem. Până la final. Hai, ce putem face? 12 scăzut 10-l ăsta, putem să facem 2. 2. X. Minus 2x. X minus x. Hai să lățăm și cum era înainte. X minus x și minus x. A. Și un x egal cu 57. Și x căzut x cât face? Ca și mai zici 2 minus 2. 3 minus 3. X 2 minus x. Nu, x minus x. X minus x egal cu 0. Sigur că da. Ăsta face 0. Da. Și ce ne rămâne nouă de aici? Deci ne rămâne așa. 2 minus x. Egal cu 57. Și x egal. Deci x egal cu 57 minus 2. Așa e bine? Păi nu. Dacă din 2 scad ceva, sunt 57. 57. Deci este o greșeală. Nu 57 trebuia să dau ca rezultat aici. Ci să fi dat un rezultat care să filmez, dar eu n-am fost da. Atent aici. 55. Stai-mi că punem rezultatul corect. În loc de 57, cât să pun? 55 plus 55, 110. Cu 55... Aveți că nu e împărțirea lui. No, 2 minus x. 2 minus x. Nu sunt 2 de 57. X. Dar nu sunt 2 de x. Da, dar și 57 minus 2 egal cu 55. Da, păi, dar e bine, fie corect, din ce? Din 2 să scadă ceva și să dea un număr mai mare decât 2? Cine e mai mare? Descăzutul trebuie să fie cel mai mare. Și la noi, uite, culmea, că e 2. Că deci e foarte aici, mic. Aici, ca rezultat, mai mult de 2 nu trebuia să pun. Da. Egal cu un loc de 2, până 1. 1. Și 2 minus x egal cu 1, corect așa. Așa. Acolo, da. Și în clipa asta, x-ul va fi egal cu 1. Da. X egal cu 1 și terminat ești. Ce a fost așa ca idee? Ce am vrut eu să spun aici? Că dacă sunt mai mulți... Eu v-am întrebat dacă e corectă, dumneavoastră. Păi, am văzut la sfârșit, am făcut corectura. Ce am vrut eu să punctez? Că cei cu plus îi pune în primul plan. Tot timpul. Tot timpul. Și tot cei cu minus la sfârșit. Nu schimbă cu nimic. Deci e rocadă, o facem, îi transportăm pe cei cu plus la început, pe cei cu minus la sfârșit. Și dacă sunt numere, cei cu minus îi punem după numele cu plus, da. Da, ca să putem face calcul, dacă le-am lăsat la sfârșit ultimul, a fost minus 10, vedem că da. 12 minus 10 facem operația. Și acum, cu ăla de x și ăștia necunoscuti, încercăm să operăm. Și eu vezi cum am zis, ăsta plus
x cu minus x, ca și mai zice și plus 2 minus 2. Da. 2 minus 2 fac 0. 0. Și așa a rămas un singur x, de unde x e egal cu 1, nu? Așa. Astăzi am făcut numai calculele de acesta, te-ai prezentat foarte, foarte bine, viteză foarte mare și siguranță în calcul, că asta a fost asta important, da? Viteza și siguranța. Dar am mers la numere mari peste, nu, peste 10 mii, peste 10, în jur, peste mii, zeci de mii. Deci n-au avut importanță numerele cât de mare sunt, am operat la zonă și scădem. Nu ne-am gândit la mulțimi. N-am făcut nimic de mulțimi. Da, unitatea care va veni sunt o mulțimi. Deci la, etapa următoare, deci la, la clasa acolo. La unitatea următoare. Am înțeles. Alea sunt mulțimi. Ce vreau să faci? Așa cum ne-am obișnuit, te gândești, n-am făcut niciodată o problemă de aceea cu vile. Cu vile. Da. Așa. Uita, mi-a rămas pe caiet. N-ați mai apucat să le explic. Da, n-am mai apucat să văd. De aceea vreau să văd tema cu chestiile acestea. Și faci și un exercițiu care se sume așa. 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus x egal cu și plus 20 așa egal cu 5. Da, egal cu 5. Așa este exercițiul să vedem. De asemenea, mai vedem încă unul, 17 minus 18 plus 19 minus 20 plus 21 minus x egal cu plus încă da, mai zice 21. Da, e bine. Egal cu 3. Egal cu 3. Deci așa este două exerciții să le facem. Da. Și la revedere! Sunt multe de la și share să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragi!